Bine m-am găsit la un episod în care o să încerc să folosesc una dintre dotările acestei mașini. Știu că majoritatea mașinilor actuale sunt dotate cu această dotare sau nu. Dar în acest video vreau să vă arăt cam cum funcționează cel puțin la mașina asta și dacă funcționează în parametrii optimi, astfel încât să te ajute să faci respectiva manevră, că până la urmă despre asta este vorba. Așadar, în acest video o să testez parcarea automată, însă până să începem să facem asta, adică să caut un loc de parcare sau ceva, o să vreau să vă vorbesc puțin despre dotarea în sine, cam care e ideea cu ea, ce pași ar fi de urmat și așa mai departe. Dacă vreți să verificați istoricul unei mașini, nu uitați că aveți în descriere link către car vertical, 20% reducere, deci totuși e un moment bun în cazul în care vreți să-ți cumpere o mașină sau vreți să verifici pe a ta. Da, tot în descriere aveți și Instagram-ul meu, dacă vreți să-mi dați mesaje sau să-mi urmăriți story-urile, pentru că acolo dați de mine cel mai ușor, sau pe Facebook, bineînțeles. Da, deci ideea este că parcarea automată sau park assist sau park pilot, nu știu, la fiecare marcă îi se spune într-un anume fel, este, după cum îi spune și numele, o opțiune ce te ajută să parchezi. Părerea mea e că a fost concepută pentru momentele în care ți-e lene să parchezi sau crezi că nu o să faci parcarea pe cont propriu și vrei să te folosești de respectivă opțiune, sau pentru persoanele care au anumite dizabilități și nu pot face parcările respective. Nu știu dacă proprietarul ce a avut mașina asta înainte a avut ceva probleme, dar mă gândesc că poate și asta este o variantă, adică persoanele care au, habar n-am, ceva probleme la picioare sau la mâini și nu pot să facă parcările în condiții optime, pot foarte simplu să folosească opțiunea asta, mai ales dacă mașina e automată, chiar este banal. Dacă este ca a mea manuală, trebuie doar să ții din ambreiaj în momentul în care să spună să cuplezi, accelerat, mă rog, să cuplezi marșalier sau treaptă a întâia, de obicei, că nu se pune să bagi a doua, să pleci de pe a doua. Deci, în principiu, sunt câțiva pași simpli de urmat. S-aș încerca aici în parcare la Carrefour, să vedem dacă găsesc vreun loc. Ideea este că bate soarele destul de puternic și nu știu dacă o să se vadă exact toți pașii de urmat, dar putem să încercăm aici să vedem dacă o să funcționeze sau nu. E o dotare la care nu știu dacă aș fi renunțat sau nu, dacă aș fi cumpărat mașina nouă, dar având în vedere mașina SH și mi-a plăcut culoarea, jantele și alte dotări pe care le are mașina, sincer să fiu, nu m-a descurajat sau nu m-a încurajat să cumpăr mașina faptul că avea parcare automată. Dar având în vedere că este o dotare în plus, eu singura dată am încercat parcare automată, pentru că am vrut să văd dacă reușește să o fac în siguranță și a făcut-o. Deci funcționează, chiar dacă asta e un cazan de mașină și nu se compară cu alte mașini, dar asta e. Hai că dacă e, am prins o roșu aici. Bun, odată ajuns în parcare, putem să trecem la proba practică, ca să zic așa. Și, na, să presupunem că ești într-o parcare a unui market, mall și așa mai departe, unde sunt mai multe mașini și o să găsești un loc de parcare unde vrei tu să parchezi. Așadar, apeși pe butonul de parcare automată. Iar aici o să-ți apară mai multe indicații, ca să zic așa. Selectați indicatorul, se referă la faptul pe ce parte vrei să parchezi, pentru că aici și pe stânga și pe dreapta sunt locuri de parcare. După care sunt 4 tipuri de parcări pe care vrei să le faci: garare cu spate, parcare cu spatele, parcare laterală și așa mai departe, parcare chiar și cu fața. Deci le puteți selecta de aici. Să presupunem că aș vrea să parchez pe stânga, da? Sau nu, hai să mergem pe dreapta, pentru că oricum sunt pe contrasens aici oarecum, dar atât timp când nu trec mașini, ok. Bun. Și să presupunem că vreau să parchez pe dreapta, având că bate soare, spre să se înțeleagă. Și acum primul pas pe care mi-l dă navigația, să zic așa, este să merg înainte. Bagi în dreapta întâi, trebuie să ții în continuare pornită semnalizarea, pentru că o să vadă cât de curând un loc de parcare, fie pe ăsta, fie după ce depășești mașina asta. De asta sunt și senzorii pe toate părțile. O să te pună să oprești la un moment dat, dar întâi să găsească locul de parcare. Sau trebuie să selectezi, eu nu mai știu exact. Ok, ăștia sunt senzori activi care oricum îți spun. A, de fapt cred că trebuie să selectezi o tipă de parcare. Ok, cu plasma șarierul. Deci trebuie să selectezi o modul de parcare, sunt 4, după cum ați dat uneori. Și acum spune să cuplezi mașalierul. Aici îți arată camera pe spate și îți spune să parchezi înapoi. Deci am luat mâna de pe volan, în bord a apărut, sper să se vadă acolo deasupra nivelul de carburant, a apărut senzorul respectiv că o să facă parcare automat. Deci am luat mâna de pe volan și acum doar merg înapoi singur. Să vedem dacă o să facă parcare, chiar sunt curios. Ok,
Eu mă ghidez mai mult după camera de mașalier. Ok, stop. Cuplați treapta înainte. Conduceți înainte. Și vă care acolo un timer oricum. Ok. Marșalier din nou. Ok, nu cred că o să mai pună, cred că acum o să o bage în prima. Mă gândeam că o să mai pună să mai merg în față din nou, dar nu cred. Conduceți înapoi. Opreți, manevră finalizată. Am scos-o din viteză. Și hai să și vedem, pentru că probabil sunteți curioși să vedeți cam cum se manifestă chestia asta și dacă a parcat-o bine. Și o să mai facem încă una pentru că și eu sunt curios. O secundă, hai să-mi iau telefonul cu mine pentru că vreau să văd exact cum se vede. Deși se vede oricum pe cameră, pe camera de mașalier, dar se vede dacă a băgat-o între linii, exact. Deci aici e cam așa. Este fix între marcaje. Aici la fel e pe marcaj. Iar aici e așa. Da, deci eu zic că a parcat-o bine. Și hai să mai încercăm încă o dată pentru că începe să-mi placă. Aș încerca o parcare cu fața, sincer, să văd cum face și o parcare cu fața. Sau să încercăm aici, lângă loganul ăsta. Și să presupunem că aș vrea să fac o parcare. Selectați indicatorul, vreau pe dreapta, conduceți înainte și aș vrea să parchez așa. Ok. Hai să conducem înainte, să vedem ce zice. Conducem înainte, înainte, înainte. Să vedem, cred că o să-mi găsească parcarea de după Seat, adică locul de parcare de după. Sau dacă încerc așa. Trebuie să mă familiarizez mai mult cu astea, sincer. Dacă nu, măcar să mă bage lângă loganul ăsta. Ok, deci mi-a găsit locul de parcare, da? Conduceți cu prudență, ok. Deci cred că trebuie să mai merg puțin mai în față. Știu că la un moment dat îți spune să te oprești oricum. Stop, ok. Cuplați marșalierul, deci se vede clar. Am selectat acolo ce manevră vreau să fac. Să cuplez marșalierul. Bam. Și aici, deci e de menționat faptul că ți arată aici o durată pe care trebuie să o urmărești. Aici este locul de parcare. S-a aprins un bord acolo că vrei să faci manevra. Este senzorul tot aprins. Și acum dau drumul la ambreiaj ușor. Am luat mâinile pe volan. O să fac ea tot. A, lângă Seat o să mă bage, da. Ok. Ok, o să mă pun să mai dau în față probabil. Cred. Ba nu, m-a băgat din prima. Opriți, manevră finalizată. Super. Da, ideea e că merge mult mai în față și se vede și pe cameră că sunt fix între marcaje. Ideea e că te duce mult mai în față ca să aibă loc de manevră, mă gândesc, dar mi se pare o opțiune foarte ok. Adică sunt locuri de parcare și sunt, de exemplu, la trebuie să merg până după Logan ca să pot să parchez aici. Sunt locuri strânse unde n-ai loc din prima sau n-ai loc din propria inițiativă. Și eu și probabil mulți nu reușesc să parcheze unde își doresc ei. Dar chestia asta, având că e ajustată electric și ajutată din toate unghiurile, eu zic că te poate ajuta destul de mult să parchezi destul de ok. Adică am văzut că parchează destul de corect, ca să zic așa. Și acum, pentru a nu încheia așa brusc clipul, o să ies de aici din parcare și o să vreau să mai vorbim puțin despre sistemul ăsta în sine. Dacă l-aveți pe mașină, îl folosiți? Sau dacă ați vrea să vă cumpărați o mașină, ați vrea să aibă opțiunea asta? Și dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Vi se pare o opțiune benefică sau vi se pare o opțiune pe care, nu știu, ai da bani în plus dacă ai cumpărat o două nouă? Deși mi se pare că opțiunea asta vine în același pachet cu head-up display-ul și nu mai știu exact. Sunt mai multe rotări care vin în același pachet și mi se pare că toate costă vreo 500 de euro. Asta este pachetul de siguranță, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Și vine cu head-up-ul, vine cu mai multe rutere, adică ideea e că nu dai pe asta 500 de euro și atât. Acum ideea e că în momentul în care îți configurezi o mașină nouă și oricum dai 30.000 plus, nu știu, e chestie de gusturi. Eu am verificat, am văzut că funcționează, am văzut și la cineva pe Kajar că a testat, deci în principiu funcționează. Trebuie să fii și tu atent, pentru că nu te poți baza în totalitate pe mașină, dar în principiu am încercat și între două mașini și funcționează fără niciun fel de problemă.
Bine, până la urmă și dacă o faci tu din propria inițiativă, sunt senzori, ai cameră marșalier, adică te asistează cât de mult se poate pentru a nu avea probleme neplăcute, adică surprize neplăcute de fapt, să dai în vreunul sau să-l atingi sau să zgârii mașina altuia sau așa mai departe. Deci în principiu te asiste cât de mult se poate și te ajută ca să faci manevra în condiții de siguranță, că până la urmă la asta se rezumă tot. Așadar, întrebarea mea pentru voi este următoarea. Vi se pare o opțiune benefică? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Iar voi, dacă aveți o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină, ați vrea să aveți dotarea asta? De ce da, de ce nu? Așadar, așteptările voastre în comentarii, iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!